Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, a fost cinstită ieri și la Roman, județul Neamț. Aici, Catedrala Arhiepiscopală și-a sărbătorit hramul istoric, păstrat din vremea domnitorului Roman I Mușat. În ajunul sărbătorii, sute de preoți și credincioși au participat la procesiunea cu un fragment din moștele Sfintei Parascheva, păstrat în Catedrala Arhiepiscopală. Ieri, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat de ce pictura catedralei o ilustrează pe Sfânta Parascheva așezată pe tron. Cel ce voiește să fie vine după mine, să-și ia crucea sa și să mă urmeze. Iată cuvântul pe care l-a auzit cuvioasa Parascheva la o vârstă fragedă, o tânără care nu cunoscuse încă problemele și ostilitățile vieții, și auzind acest cuvânt al lui Hristos, a luat crucea și a urmat în toată viața ei. Ați înțeles încă o dată din cuvântul pastoral, care este de fapt sinaxarul de astăzi al cuvioasei Parascheva, că această sfântă cuvioasă a devenit una dintre cele mai importante simboluri a Ortodoxiei Universale, ea transfigurându-și viața după Hristos, după poruncile Lui, uitându-se pe sine și făcând totul pentru cei care caută mila și mântuirea lui Dumnezeu. De aceea, hainele sale le împărtea, cum ați auzit, celor săraci. De aceea, în catedrala noastră de la Roman, cuvioasa Parascheva este așezată pe tron. Fac o paranteză prin a spune că în iconografia ortodoxă, Sfânta Cuvioasele sau Cuvioșii sunt îmbrăcați în austeritatea lor a vieții monahale sau austeritatea pustietății, unde s-au retras să-și transfigureze viața. Deci ei nu sunt așezați pe tron, decât pe tronul slavei. Dar iată că pictorul, zugraful din secolul al XVI-lea, care a pictat această catedrală, unde găsim într-un desfășurător iconografic în partea pronaunsului, acolo cuvioasa Parascheva este așezată pe tron, așa cum este reprezentată în toate picturile noastre care s-au făcut în biserici în ultimul timp. Deci cuvioasa Parascheva parcă este Maica Domnului așezată pe tron și îmbrăcată cu hainele Maicii Domnului. De ce aceasta? Pentru faptul că atunci când ea a plecat să-și transfigureze viața, ei bine, Maica Domnului a ocrotit-o cu preaputernicul său veșmânt. La slujba au fost prezenți toți stareții și toate starețele de la cele 36 de mănăstiri și schituri din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. În Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului s-a statornicit această rânduială ca în ziua de prăzduire a Sfintei Cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea Catedralei Arhiepiscopale, Părintele Arhiepiscop Ioachim să slujească alături de părinții stare și duhovnici din mănăstirile și schiturile eparhiei noastre. De fapt, această zi încheie un periplu de evenimente ocazionat de împlinirea 10 ani de la ridicarea la rangul de arhiepiscopie a acestei de Dumnezeu păzite eparhii. Sâmbătă seara, după slujba vecerniei, s-a sfințit fabrica de lumânări Sfânta Fotinii. Duminică dimineața, alături de 6 ierarhi, membri ai Sfântului Sinod, au slujit părinții consilieri, ispetoși și protopopi, iar duminică seara, după vecernia și litia închinate Sfintei Cuvioasei Parascheva, a avut loc de acum consacrata procesiunea în jurul Catedralei Arhiepiscopale, cu racla în care se găsește o părticică din moaștele Sfintei Cuvioasei Maicii noastre, Parascheva. Actuala Catedrală Arhiepiscopală din Roman a fost construită de voievodul Petru Rareș pe locul ctitoriei domnitorului Roman I Mușat.